Doamnelor și domnilor, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Politica Neamț. Sunt Cristian Foghel din platoul Roman 24 online, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi câte un invitat din politica și administrația nemțeană. Astăzi domnul Lupu Dan Marian, primarul comunei Trifești. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit! Prima oară în presă, dacă văd, dacă am înțeles bine, în presa vizuală. La televiziune. Sigur. Emoții? Nu. Asta e foarte bine, că prima oară când ați fost primar, iarăși n-ați avut emoții. Al doilea mandat, acum urmează să depun al treilea mandat. Al treilea mandat. Sigur. Se încheie, pentru că e un an de încheiere, dar și un an de începere, se încheie un mandat, începe alt mandat. Cum l-ați caracterizat pe ăsta care se încheie? În septembrie, dar anul ăsta. Să știți că decizia n-am luat-o singur, am luat-o împreună cu echipa, Consiliul Local, și cetățenii comunei Trifești care au încredere și au avut încredere în mine, am luat decizia să candidez din nou la noua funcție de primar al comunei Trifești, mandatul 2024-2028. Sper că nu am dezamăgit și ceea ce am promis chiar a devenit realitate în comuna Trifești. Bine, nu o să vă întreb dacă aveți experiență, e clar că aveți experiență în administrarea unei comunități. Da, nu pot să zic zi de zi că căpătăm experiență și verificăm orice ca să iasă bine pentru dezvoltarea și modernizarea unei comune. Omul cât trăiește, învață? Sigur. Sigur. Inclusiv dumneavoastră. Inclusiv. Eu și, indiferent cât de mandate ai avea la o administrație locală, cred că în fiecare zi înveți câte ceva din experiență. Până acum, care a fost partea cea mai grea ca primar? Unde v-ați bătut cu capul de perete cel mai mult? Să știți că am insistat încă din primul mandat, din 2016, cunosc zona, sunt născut în Trifești, în Trifești am copilărit, la școlile din Trifești am învățat și mi-am dorit foarte mult modernizarea și dotarea școlilor, a învățământului primar din zona rurală. Cred că imediat în 2016 am depus primul proiect pentru reabilitarea și modernizarea școlilor. Am fost reabilitată școala de la Sofrăcești, corpul A și corpul B. Am continuat cu dotarea școlilor, cu un nou proiect și înființare de toalete și grupuri sanitare în fiecare instituție școlară. Avem 4 structuri școlare, zona Sofrăcești, Trifești, Miron Costin și Brânștei. Era și timpul, adică 2016, 2020, 2024 și încă mai sunt localități în România unde există toaletele în exterior. La noi nu mai este cazul, s-au dezvoltat și modernizat toate structurile școlare. Chiar acum am accesat un proiect pe fonduri europene pentru modernizarea școlilor și dotarea corespunzătoare cu digitalizare, cu tablete digitalizate, cu pupitri pentru copii individuale, cu modernizarea laboratoarelor de IT, de fizică, laborator de biologie, toate astea sunt acum la... Ce înseamnă modernizare? Cumpărați calculatoare? Da, și... da, s-a făcut câte achiziții. Calculatoare? Cred că în jur de 20 de calculatoare la proiectul respectiv, plus laptop în fiecare sală de clasă și tabla digitalizată. A, deci copiii se pot bucura de condiții la nivel cât de cât european, cel puțin. Sigur, nu? Ne bucurăm. Avem și o mică problemuță, am mai scăzut numărul de elevi. Avem în jur de 420 de elevi în toată comuna Trifești. Când spuneți că a scăzut, de la cât că 400? De la 500. Chiar așa de puțin. De la 500, cred că în 2016 erau 500 de elevi. Asta e o problemă pe care o văd la majoritatea localităților, nu neapărat în mediul rural. În România e o scădere a natalității. Pleacă oamenii din comună sau se nasc nu mai puțin? Nu pleacă, din contra. Noi am, pentru atragerea tinerilor din comuna Trifești, am găsit și o suprafață de teren unde s-au dat loturi de casă pentru tineri până la 35 de ani. În ideea de a... Nu prea avem infrastructură, nu prea avem... Utilitățile? Utilități avem. Acum nu putem să spunem că avem alimentare cu apă și canalizare în localitatea Miron Costin, cu extindere, am făcut proiect prin extindere, tot prin proiect european în Trifești. Alimentare cu gaze naturale și branșamente la fiecare proprietate din Trifești. Deci cred că 99% din comună este alimentată cu gaz. Așa, atunci ce lipsește tinerilor?
De ce nu se întorc, de exemplu? Așa sperăm. Așa sperăm că se vor întoarce. Că se vor întoarce. Sigur. Sigur. Le-ați făcut toate condițiile ca să se întoarcă, dar întrebarea mea este, ați luat legătura cumva, ați vorbit personal cu acești tineri? Că ei vin odată pe an în țară, se întorc. De general, așa se Sigur, dacă nu avem o zonă cu industrie pe zona Trifești, noi nu avem niciun consumator industrial, de exemplu, în Trifești. Niciunul? Niciunul. Dar acum, odată cu venirea autostrăzii, sperați la mai bine? Sperăm, sperăm. Și suntem bucuroși că, uitați, cred că în 2018 am fost la Consiliul Județean, unde s-a semnat proiectul pe unitățile administrative teritoriale și mai special pe zona Trifești, am semnat atunci. Spuneam că este un vis. Uitați că visul deja a devenit realitate și autostrada chiar a început lucrările. Cred că sunt 3 săptămâni de când se lucrează. Chiar la intrarea în Trivești. Aveți noroc, adică acum să aveți și terenul disponibil pentru, nu știu, un parc industrial sau o zonă industrială sau... Sigur, vă dați seama că asta și dorința noastră și nu dorința noastră a tuturor să atragem investitori pentru crearea locurilor de muncă. Dumneavoastră, ca primar, cu destulă experiență în funcția asta, sunteți obișnuit cu toate șicanele și politice și administrative de mai sus, de la București, presupun că ați stat pe la ușile ministerelor de-a lungul vremii. Nu v-ați plictisit? Nu v-a ajuns până aici? Să știți că dacă deschid o ușă și am fost respins, am revenit și iar revenit pentru dezvoltarea comunei și pentru atragere de fonduri. Chiar și câteodată și un aviz, dacă nu poți să mergi cu un proiect mai departe dacă nu ai un aviz de la unitatea respectivă. N-a avut ține pe loc. Am insistat foarte mult. Am zis că și experiență, avem foarte multe proiecte accesate, de la modernizarea școlilor, înființarea sistemului de alimentare cu apă, alimentare cu gaz, reabilitarea și dotarea căminului cultural, toate astea sunt pe fonduri europene, destul de greuț, dar sigur. Proiectul european, eu așa îl văd foarte, foarte sigur. Chiar dacă merge mai ușor, este foarte multă birocrație la ora actuală și nu noi, ne-am plâns majoritatea instituțiilor. Ne trebuie aviz de la toate instituțiile de stat pentru... Este și normal. Și dar ați prefera să se ia avizul ăsta într-un singur loc pentru toate. Așa am dorit, așa am fi dorit. Există digitalizarea României, există un proiect, s-au cheltuit da, 30 de milioane de euro. De exemplu, de acum avem, ne mai trebuie avizul de la Institutul Hidrologic de la București, două avize. Unul pentru sistemul de alimentare cu apă Miron Costin, că este deja finalizat, s-a făcut recepția finală a proiectului, doar ne trebuie avizul de funcționare și tot avizul de la Institutul Hidrologic ne trebuie pentru avizul de extindere de apă și canalizare în localitatea Trifești. Și dacă unul din astea nu vine, mă ține pe loc. Da, nu. Să știți că multe probleme nu am întâmpinat, dar doar la termenul ăsta, la 30 de zile, să obținem avizul și... Relațiile noastre cu CJ-ul, dar haideți că să încep altfel. Câți bani avem venit în comună acum, de curând, de la Consiliul Județean? Dacă vorbim de bani vechi, 1 miliard. 1.000 de lei? 10.000. 1 miliard. 1 miliard. Vechi. Da, eu și matematica. 1 miliard de lei vechi. E multe puțin? Va ajunge? Va aveți ce face cu ei? Obligat nu ne ajunge. Cum să ne ajungă? A fost bugetul pe județul Neamț, dar a fost împărțit așa cum a fost, ne-am obișnuit. Va trebui poate altă susținere la Consiliul Județean? Sigur că da. Să știți că acum chiar nici nu știam de rectificare și nici nu m-am interesat foarte mult de rectificare de buget, că știam că nu primim. Eu, personal, comuna Trifești, ne-am obișnuit un an, doi, trei, de poate un, lucrurile se schimbă. Așa ne dorim. Adică aveți așa candidat acum pentru avem președinția candidat, Consiliului susținem, Județean? Susținem candidatul pe domnul George Lazar și candidat din partea Partidului Național Liberal, că așa ar fi frumos o familie să aibă grijă și de ceilalți. E o idee bună să se meargă pe aceeași culoare politică de sus până jos, sigur, de la președinte sigur, până la primar? Sigur. Nu vi se pare cumva periculos? Adică s-ar putea să, nu știu, să fie interpretat ca un fel de, nu știu, bă, nu e nimeni să le pună frână oamenilor ăstora, pot să facă ce doresc. V-ați dezvolta mai ușor ca și comunitate, dacă n-ar exista... Să nu existe diferențele astea, cred că ar fi mult mai bine. Pentru noi, mă refer în special la zona rurală, că indiferent cum toată lumea are nevoie de bani,
trec 30 de zile ale lunii, facturile deja vin, e luna public, salubrizare și așa mai departe, astea facturile curente vin, indiferent cine se spune că are bani în zona rurală, eu știu mai puțin. La mine, depinde, spun de cazul meu. Da. Cazul meu la Trifești, ne-am obișnuit, să știți, m-am obișnuit cu rectificările astea. Cum e Consiliul Local în Trifești? Vă este favorabil sau defavorabil? Cum e structurat? Probleme nu prea am avut în ședințele de Consiliu Local pentru că erau hotărârile pentru dezvoltarea comunei. Nu știu dacă cineva s-ar fi opus la proiectul extindere de alimentare cu apă și canalizare sau la dotarea corespunzătoare la standarda școlilor din comună. Nu prea am avut probleme. Cel puțin în ultimul mandat. De ce ziceți în celălalt? Nici în celălalt. Nici în celălalt. Am fost doar două culori politice, acum suntem trei. Da. Cum se vede mai bine? Un consiliu local structurat pe o putere și opoziție sau putere, opoziție și încă vreo cinci mai mititei decât unul, doi? Cred că nici să fim majoritari nu-i foarte, foarte bine. Există candidați și din alte partide politice, obligatoriu. Dar dacă la final, dacă finalitatea este una bună pentru comunitate, prea puțin contează cum e împărțit Consiliul Local, dacă oamenii trag pe aceeași direcție. Tot ce facem pentru cetățenii comunei Trifești. Care ar fi prioritățile noastre pe următorul mandat? Deci v-am zis, ne dorim foarte mult că avem mare problemă cu alimentarea cu apă în comun. Deja pânza freatică ne-a ajutat foarte mult. În ultimii ani nu ne-a ajutat, s-a instalat seceta. Și avem, fântân chiar, avem probleme și la școli. Am făcut improvizații, pot să zic, cu cuburi de apă alimentăm, cuburi de apă pentru apa la toaletele școlare. Ne dorim obținerea acestui aviz și în perioada imediat următoare să scoatem la licitație proiectul, să dea Dumnezeu să avem și un constructor bun pentru extindere de apă și canalizare. Asta este cel mai prioritar lucru la ceea ce își dorește fiecare cetățean la infrastructură, obligatoriu proiectele de asfaltare. Am avut 4 proiecte pe infrastructură, deci primul proiect a fost modernizarea drumurilor de interes local, care a lovit toate instituțiile din comună. Al doilea proiect am avut și probleme destul de grave cu inundațiile în 2018 și 2020. Pot să spun că ne-a ajutat și procesele verbale de la ISU și toate procesele verbale care au fost pe inundații, că am primit o finanțare tot pe fonduri europene pentru modernizarea drumurilor afectate de inundații încă 3,5 km. Al treilea proiect care în momentul ăsta se desfășoară lucrările este dat ordin de începerea lucrărilor din luna octombrie din 2023, modernizare drumuri comunale și locale. Uh-huh. Din nou 4,5 km, deci se lucrează și avem proiectul mare, modernizare drumuri comunale în comuna Trifești, un proiect de 11 km pe Anghel Salinii 2, așteptăm finanțare, l-am scos la licitație, avem constructor, avem un constructor destul de bun și așteptăm doar finanțarea drumului ăsta și se rezolvă, cred că, 80% din... Asta vreau să vă întreb, la cât ajungeți, la 80%? Am avut și o problemuță de a-mi stagna cu proiectul ăsta, modernizare, deci v-am zis, sunt două proiecte separate, modernizare drumuri comunale și locale în comuna Trifești, care se execută lucrările, iar ăsta, proiectul mare, este modernizare drumuri comunale. S-a dat un ordin din ministru și o ordonanță de guvern. Avem suprapunere pe centru unde traversează Trifeștiu cu suprapunere proiectului de alimentare cu apă și canalizare. Aha. S-a dat stop lucrări. Momentan, la noi, chiar atunci am licitat, avem proiect, sperăm, am înțeles că se vor da drumul la aceste proiecte în continuare. Mi se pare și normal. Întâi lucrările de apă și canalizare, după care dar nu se... să pui mai întâi asfaltul și până am avut, să spargi. Am avut, să știți, că în localitatea Miron Costin am avut în 2018 cu modernizarea drumurilor de interes local. Să dau un exemplu, luni s-au finalizat lucrările de asfaltare, iar la o săptămână am dat ordin de începerea lucrărilor pentru apă și canalizare. A fost un proiect extraordinar de bun, apă canal stânga-dreapta, nu s-a afectat absolut cu nimic asfaltul. Serios? Da.
Cum se văd? Sub? Nu. S-a făcut apă canalizare stânga, apă canalizare... Ah, ok, am înțeles. Sigur. Și se poate... Nu, de obicei se merge pe ideea asta, bă, dar dacă știați că urmează să faceți apă și canal, de ce ați mai asfaltat? Că după aia trebuia să tăiați, dar nu e cazul. Nu este cazul. Nu este cazul în situația asta. Deci, domeniul public, stânga-dreapta, s-a proiectat un proiectant extraordinar de bun și un proiect care acum este finalizat, nu a afectat absolut cu nimic asfalt. Ați spus că ajungeți cam la 80% din... Cu proiectul ăsta mare. Ce rămâne? Adică... Mai rămân străduțe laterale. Am ținut cont și de extindere de apă și canalizare din extindere. Sunt străduțe de 4 metri care chiar într-adevăr dacă se toarnă un asfalt, nu știu dacă mai rămâne loc stânga sau dreapta pentru săpătura la canalizare, că e o săpătură destul de mare. Da, am înțeles, dar totuși există idei, există pe viitor posibilitatea să se facă și alea cumva. Sigur, am ținut. Și niște tehnologii avansează, ideile noi vin, poate se poate face altfel. Sunt supra-traversări până la 60 de metri cu fereastră de vizitare. Deci, nu e imposibil. Nu e nimic imposibil, sigur. Da? Mai văzusem la dumneavoastră în raportul de activitate pe care l-ați publicat în 2020, că așa se face, ar trebui să fie peste tot, pe toate site-urile primăriilor, măcar un raport de activitate publicat, despre iluminatul public și că aveați în plan o rețea de supraveghere video în comună. Deci proiectul prin Agenția Fondului de Mediu, am făcut proiect pentru modernizarea iluminatului public în Trivești, s-a finalizat, avem o lampă inteligentă, rezolvat. E rezolvată în Trivești. Chiar săptămâna trecută am semnat contractul și pentru iluminatul, modernizarea iluminatului în satul Miron Costin. Deci este rezolvat 100% în Trivești, urmează să dăm ordine din începerea. A spus că e iluminat inteligent cu panouri solare? Nu, cu panouri, cu lampă inteligentă care se aprind exact, apus, răsărit, totul pe bază. Da, nu mai mergem cu ceas, cum reglam iluminatul, stins. Da. Și partea cealaltă de supraveghere video? Dacă îmi permite să discutăm un pic, noi suntem comunat Trivești înscrisă în galul Ținutul Răzieșilor. Chiar pot să spun că avem o colaborare destul de frumoasă. Noi, prin gal, am accesat 3 proiecte. Primul proiect a fost modernizarea zonei de agrement, terenul de sport și cu ocazia asta, în 2002 sau 2019, am readus la viață echipa Unirea Trivești și chiar felicit băieții, se joacă fotbal. Sportul e bun. Sportul e extraordinar de bun. Al doilea proiect a fost supravegherea video în toată comuna Trivești, intrări, ieșiri, instituțiile de stat, tot prin asociație și tot pe fonduri europene, iar acum, chiar ieri, am făcut achiziția și a venit și utilajul, am achiziționat un mini buldo excavator. Deci noi ca și comună, nu știu dacă ne permiteam câte 25.000 de euro în fiecare an, dar uitați că și orice e binevenit. Eu mai am și o vorbă, eu pentru un leu aștept și un an. Dar asta a fost binevenit, 25.000 pentru fiecare proiect, supraveghere, teren de sport și acum mini buldo excavator. Mai aveți în plan căminul cultural? Da, pe fonduri europene pot să spun că este unul dintre cele mai frumoase proiecte care le-am putut duce la bun sfârșit. S-a făcut recepția finală la modernizarea și dotarea căminului cultural din Trivești. Sunt două săli destul de mari, capacitate de 120 de persoane în sala culturală și mai avem sală de... nu pot să spun evenimente, este o sală de conferință cu 140 de locuri. De ce am pomenit și cuvântul dotarea căminului? Este dotat cu toate instrumentele muzicale. Câte 3-4 instrumente muzicale, mă refer la viori, chitară, acordeone, țambale, știu ce țambale, nevoie, da. Exact. Și vreau, am discutat cu profesori specialiști, măcar copiii din școală să aibă habar ce înseamnă un instrument muzical.
se vor face ore de curs pentru fiecare instrument, bineînțeles copiii care doresc, da. Le punem la dispoziție Căminul Cultural, o să avem un contract de colaborare cu profesori specialiști, chiar am discutat chestia asta, v-am zis. Vă faceți propriu taraf? Dacă sunt doritori, avem și costume populare și dansul măștelor, deci este dotat. Mai avem de obținut avizul de la ISU și vom tăia, dacă este bine, panglica, deschiderea oficială a Căminului Cultural. În sunet de instrumente muzicale locale. Sigur, sunetul naiului, că așa e. Exact. Tot în raportul dumneavoastră de activitate am văzut o referire la dispensarul uman. Avem proiecte pe Compania Națională de Investiții, deci noi am... Pot să spun că am reabilitat dispensarele, mai ales dispensarul, cabinetul medical din Trifești cu acoperiș, dar nu este la standard. Prin Compania Națională de Investiții avem proiecte pentru ambele cabinete medicale, și Trifești și Miron Costin, pentru reabilitarea și dotarea și extinderea cabinetelor medicale. Așteptăm finanțare pe Compania Națională de Investiții. Dumneavoastră candidați, așa cum am spus la începutul interviului, pentru încă un mandat de primar al comunei Trifești. Asta înseamnă că trebuie să interacționați și cu oamenii. Cum vă văd locuitorii comunei? Cred cum că văd candidatura dumneavoastră, nu pe dumneavoastră. Cum am spus și la început, îmi iau această responsabilitate pentru un nou mandat ca și primar al comunei Trifești, ca să ducem la bun sfârșit tot ceea ce am început pentru trifeșteni. Și oamenii au înțeles chestia destul de lungă. Asta. Oamenii au înțeles că nu se poate să facem extindere de apă așa de repede, că ne trebuie foarte multe avizie, după cum am discutat, și cred că au înțeles și oamenii. Dar asta înseamnă că oamenii au și înțeles că vă puteți duce la aceste instituții care eliberează avizele astea și să bateți cu pumnul în ușă? Să știți că nu am bătut cu pumnul și în termen, dar le-am obținut. Le-am obținut avizele. Mai greuți în unele instituții, mai venim înapoi la Trifești, mergem din nou. Dacă e nevoie, ajungem și la București. Mă rog, aveți susținere politică totuși, aveți și pe deputatul Leoreanu, și pe președintele Lazăr, adică presupun că sunt oameni. Cam așa am început în 2016, domnul deputat Leoreanu, primar la Roman, eu notam orice și chiar o colaborare destul de bună, eu nu-mi lipsea niciodată agenda la nicio ședință și notam fără să vadă nimeni. Firme de consultanță, proiectare, de ce în Roma se făcea și la mine nu se poate face. Și uitați că, într-adevăr, ce s-a făcut la toate satele, dorim ca și Comuna Trifești să fie alături de comunele din zona Roman metropolitană. Sincer, câteodată chiar, păi de ce au altele și n-am și eu? Dar uitați că încet apar, înflorește și comuna. Puteți compara două comunități, nu știu, să pun Trifești cu... Sau hai să nu dăm nume, că poate unele dezvoltate mai bine au șansa de a fi mai atractive pentru investitori. Nu știu, că sunt localizate pe hartă mai ok sau că sunt mai aproape. Nu pot să spun de localizarea sau zona geografică a Trifeștiului că a fost. Nici n-aș vrea să mă laud prea mult. Am cam luat-o de la zero și nu a fost rău. Am luat-o de la început și uitați cum arăta Trifeștiul și cum arată acum. Eu... Ca și cetățean al comunei Trifești, sunt mândru. Eu îmi doresc să arate și mai bine pe viitor, că e întotdeauna loc de îmbunătățire. Au fost discuții, după atâtea proiecte, aveam o primărie foarte mică, fără toaletă, cu un singur hol, am modernizat și dezvoltat și o primărie și am fost întrebat, știți pentru ce am dezvoltat-o? Ca orice cetățean, contribuabil sau oricine, când intrați în într-o instituție din Trifești, să fiți respectați așa cum meritați. Astea sunt niște cuvinte foarte înțelepte. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut bunăvoința să fiți astăzi prezent în această emisiune. Domnul Lupu Dan Marian, primarul comunei Trifești și candidat pentru un nou mandat pentru funcția de primar al acestei comune. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi a Politicii în Neamț, rămânând ca de fiecare dată să vă invit la următoarea ediție. Până atunci, toate bune!